Administrația locală din Pașcani își schimbă strategia pentru a avea șanse să obțină fonduri guvernamentale în cadrul Programului Național de Investiții Angel Salini. Dacă în ședința de la sfârșitul lunii trecute, edilul a propus preaprobare depunerea unei cereri de finanțare în valoare de 22,8 milioane de lei pentru asfaltarea a 16 străzi, acum hotărârea a fost anulată, iar în locul ei au fost supuse aprobării 3 proiecte, fiecare cu șanse diferite de a fi puse în practică. Măsura a fost luată în urma discuțiilor cu alți primari din județ, pentru ca Pașcaniul să aibă șanse reale de a obține măcar o parte din banii solicitați. Primarul Marius Pintilie a precizat că Pașcaniul ar urma să obțină aproape sigur 10 milioane de lei, suma garantată pentru municipii, iar câte 4 milioane de lei pentru comune. Al doilea proiect cu șanse de finanțare urmează să fie supus criteriilor de selecție. Ultimul dintre ele ar urma să rămână pe lista de așteptare, în funcție de lobby-ul la nivel guvernamental și banii care vor fi disponibili, a spus edilul. De joia trecută, de când am avut ședința de Consiliu Local, am ținut legătura cu mai mulți primari, mai mulți consultanți pe subiectul Angel Salini și am ajuns la concluzia ieri după o întâlnire la Iași că trebuie să modificăm acest proiect ca să maximizăm șansele de reușită. Și nu este nimic greșit față de variantele de la ședința trecută, ci este o variantă care este mai complexă și mai bună din punctul meu de vedere. De aceea vă fac această propunere ca să anulăm ce am făcut joia trecută și să venim cu această variantă care este compusă din 3 loturi. Și încep să explic un pic raționamentul. Proiectul Angel Salini este în valoare de 50 de miliarde de lei. Dacă știți că în normele de aplicare sunt câteva sume alocate obligatoriu sau garantate pentru fiecare localitate, în funcție de tipul ei. 4 milioane pentru comună, 7 milioane pentru oraș, 10 milioane pentru municipiul rangul 2, cum suntem noi, 40 de milioane, cred că, pentru municipii reședință de județ și 140 de milioane pentru consilii județene. Primul proiect, cel pentru care primăria se așteaptă să primească sigur banii, este de aproape 10 milioane de lei. Din acești bani ar urma să fie amenajate străzile Șoseaua Națională, Plăieșilor, Victoriei, Amurgului, Brateș și Mușatinilor. Vor fi 4 km de asfalt și 8.142 de metri de trotuare, prețul estimat fiind de 1,6 milioane de lei pe kilometru. În al doilea proiect, cel cu șanse de finanțare, dacă va fi aprobat în urma selecției dosarelor, este de 7,7 milioane de lei pentru 3,5 km de asfalt și 780 de metri de trotuare. Se are în vedere modernizarea străzilor Aleea 22 Decembrie, stânelor 16 Februarie, Nicolae Bălcescu și Petru Rareș, iar prețul estimat pe kilometru este de peste 1,5 milioane de lei. Să înțeleg că lotul 1 rămân străzile Șosea Națională, Plăieșului, Victoriei, Brateș, Amurgului și Mușatinilor, da? Da. Dați șanse 100%, să înțeleg din expunerea noastră, că acest lot va intra la finanțare și restul, celelalte două loturi, intră pe un criteriu de punctaj, de performanță, sau? Deci, dacă îmi dați voie. Din ce discuții sunt astăzi cu consultanții, spun, dom'le, dacă pui un proiect până în 10 milioane în cazul Pașcanului, ăla sigur este finanțat. Când va fi, cum va fi, nu pot să garantez eu asta, că nu ține de semnătura mea. Deci acolo lucrurile sunt foarte clare, pentru că este scris în metodologie. Minim 10 milioane pentru Pașcani. Și atunci am făcut un proiect care, teoretic, ar trebui să meargă direct la țintă, fără probleme. Celelalte sume, deci de la 25 de miliarde în sus până la 50, vom vedea cum reușim ca să ne luptăm să le obținem și pe alea. În proiectul cu cele mai puține șanse de finanțare sunt incluse străzi cu puține case, Matei Basarab, Salcâmilor, Nuculeț, Trandafirilor și Frunzelor. Investiția este estimată la aproape 4,6 milioane de lei pentru 2,6 km de asfalt la un preț de 1,26 de milioane de lei pe kilometru. Menționăm că investițiile ar urma să fie făcute peste câțiva ani de zile, dacă va fi aprobată finanțarea lor și după ce vor fi realizate extinderi
reparațiile sau lucrările de reparații pentru rețelele de apă și canalizare planificate de APA Vital, tot din fonduri europene. De această dată, primarul Pintilie a spus că proiectul derulat de operatorul regional de apă și canalizare nu poate fi contestat de nimeni, deși în perioada în care a fost consilier local, a militat împotriva societății și a proiectului de investiții și a pus la îndoială realizarea lui.